Vă voi spune o poveste narrativă. Poate să ne zici ce căutăm aici și de ce dracu nu-i neacționat. Taci! Fucking taci, ok? Lasă-mă să fac intro-ul. Vă voi spune o Ce poveste. intro, bă? Ce Bă, căutăm aici? taci! Taci! Poți pune întrebări la final. Vă voi spune o poveste. Bă, de ce stai cu picioarele pe scaun? Ah, taci! Fucking taci! O Dar dată! ai zis că el poate să pună Taci! întrebări. La final. Bun. Mi-l sugi? Așa, deci cum ziceam, o poveste, o poveste intuitivă, narrativă și plină de grație. Bă, nici măcar nu știi, nu știi jumate din cuvintele ce le-ai spus acolo, bă. Vorbești cu mine cumva? Da. Vezi că asta, da? Da. Vezi că asta bine, da? Da, o văd. Ce-o bag pe gând dacă mă mai întrerupe, înțeles? Ok, gata, scuze. Așa. Bun. Ce e în cana aia? Înțeleg că se stresați cu toții. Luați o prăjiturică. Prăjiturele! Da! Ce? Primești prăjiturile după ce termină povestea! Așa că lasă-mă să povestesc, te drepu! Mi-ai băgat degetul în ochi! Îți bag degetul și eu în ochi! Dar mi-l bag înainte în fund! Vreau o prăjitură de asta frumoasă? Da. Păi nu primești! Mind! Bă, ăsta mănâncă toate prăjiturile, bă! Zici și tu taci. Ceva! Bă, taci! Doar taci! Marci înapoi la locul tău! Da, nu-i corect! Dragoș! Da? Și de ce a trecut rața strada? De ce? Să ajungă la fraier acasă. Ok, nu, ok. Treci înapoi la locul tău! Mai vreau o glumă! Cioc, cioc! Cine este? Rața! Mamă, ce ți-a zis sau ești nebun? L-a rupt pe fraier! Tot ce mi-am dorit a fost să am niște momente alături de prietenii mei buni. Vreau doar să le spun povestea care am inventat-o în special pentru ei. Pe care am inventat-o, bă, fraiere, nici să vorbești nu știi. Băgați ceva în voi, sunteți toți niște puși la mare și ca să știți, dobitocilor, idioților și tâmpiților. Stați la locul vostru și o să mă ascultați povestea că vreți că nu vreți. Povestea care am creat-o este specială pentru voi. Pe care? Stai, că sună telefonul, faceți niște puțin, vă rog, că s-ar putea să fie curierul. Alo, da? Bună ziua, da, eu sunt. E curierul. E rața. Bă, ce bune au fost ăstea, bă, au fost super faine. Ai mâncat toată tava, bă? Puțin. Doar puțin. Bă, ai intoleranță la prăjituri, bă, din asta. Bă! Acum tăcești și mi-a spus povestea, bun. Deci, a fost odată, ca mereu, într-o mică țărușă din nordul, sudului, vestul, estul. Bum! M-am plictisit! Nu aici! Vreți să vă spun povestea? E bine, nu-mi pasă, o să vă spun cum vreți voi! A fost odată ca niciodată într-o țară mică din grasul nordul estului, o fetiță foarte mică care stătea frumos într-o coșulie și pe aia găsit o bagheră de acolo, dar e povestea cu Mowgli, dar nu povestea cu Mowgli și pe aia a venit maica sa care era roșitoare și a întrebat la o lină și pe aia a venit și piptici și s-a împiedicat și pe aia la mustă. Bă, Dragoș, ce naiba se întâmplă aici? Bă, unde naiba ne-ai adus pe aici, nebun la cap? Bă, suntem în poveste acum. Am avut o poveste magică și ne-a băgat direct în poveste. Voi acum nu sunteți personaje în faza asta din poveste, dar sunteți spectator. Vă rog frumos, știu tot ce trebuie adică să fac. Păi asta cine e? Pă! Bigfoot? Mi-l sugi? Sunt femei? Pă! Nu știu! Ce poveste asta? O să nasc? Mi-l sugeți? Mi-l sugi, va trebui să naște, îmi pare foarte rău, mi-l sugi. Ești gata? Împinge! Împinge, mi-l sugi! Împinge! Bă, noi trebuie să facem ceva, Bă, nu știu, mă, nu-mi dau seama ce facem, ce trebuie să te ajutăm. Dansăm! Da! Ce fac? Să trag de păr? De partea aia? Bă, i-ai tăiat mâna! Bă, de unde-i mâna aia, mă, de unde-ai scos-o? Bă, sper că nu e mâna copilului. Bă, stați mă liniștiți, e ok, asta e mâna mea de ajutor. Știți, am luat-o de la copii în caz că mai avem nevoie de una de ajutor. Uite, o să o folosesc chiar acum. Stai și el o să se nască cu două? Stai, 2 minus 1. Bă, de fapt nu, tu trebuie să le iei mâna înapoi.
Îi dau palme la fund, îi dau palme la fund. Unu, doi. Bă, stai, aici e fundul. Care, mă? Tony, când vezi ceva, trebuie să tragi de el, înțeles? Iar tu, Milsuși, trebuie să împingi, înțeles? Împinge! Când văd ceva, trebuie să trag de el? Împinge! Împing! Trage! Trag! Înspre mine! Înspre tine? Ce se întâmplă aici, mă? Bă, eu încă nu înțeleg ce se întâmplă. Îl trag de păr, că văd numai păr! Omorâți-mă! Mai bine mă omorâți! E mâna de ajutor aici, bă, e mâna de ajutor aici, stai așa, stai așa. Trebuie să vaccinăm copilul! Cum adică să-l bade aici și a ieșit, mă? Bă, nu trebuie să-i tai ceva capul sau ceva de genul la copil când iese? Operația a fost un succes. Acum vă triste, adorm. Pa! Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat aici. Bă, de ce treabă ai făcut acolo, mă? Tu nici măcar nu ești doctor. Am tras, am văzut și am tras, atâta. O, ce frumos ești tu, bebe, care a ieșit. A ieșit frumos, operația cu succes. Să te vadă și mămica ta, bebe perfect, normal. Fără nicio problemă, bebele ăsta. S-a născut complet sănătos. Ups, mi-a scăpat! Oh, ce drăguț. Ups, cred că ai ajuns cu puțin autism. Dar lasă că n-a văzut nimeni. Să te pun aici. Băieți, fiți atenți, n-am văzut, dar am scăpat din greșeală, bebele. Povestea o să se schimbe puțin. Haideți să mergem la următoarea fază. Ieșim aici. Nu uitați, mă dau jos, da? Nu, no, pa! Haideți! Bă. Bă, ceva nu e ok aici. Dragoș? Taci! Am ajuns la următorul nivel din povestea aceasta. Următoarea întâmplare. În bate în copilul? După cum ați văzut, nașterea a fost un succes și bebelușul, mai exact fetiță, a ajuns să trăiască într-o viață frumoasă, foarte frumoasă. Așa de frumoasă viața, ca și ea. Bebelușa a ajuns la proporții de frumusețe angelice. Era ca un înger trimis de Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu a făgăduit-o să arată așa. Arată foarte frumos. Parcă două lacrimă de la acest copil frumos. Câte sute de ani au trecut de la făgăduirea lui Dumnezeu în lumea noastră, de la ultimul lui miracol. Iisus ne-a abandonat, doar că se pare că a revenit la noi pe pământ. În ziua de azi... Mă scuzați, e prea frumos copil. Așa, deci în ziua de azi părinții s-au adunat aici ca să îi făgăduie un nume frumos. Și vedeți cât de frumos e bebelușul, la cât de frumos e, s-au numit să o numească albă, ca zăpada. Mi-l sugi? Bă, e urât ca noaptea, bă, ce albă ca zăpada. Bă, stai! Bă, ce dracu de copil ești ăla, bă? Taci! Păi ești nebună, abia în cap, uite-te cât a copilul ei, ești nebună în cap. Bă, taci, bă, uite-te doar la asta. Aici este partea când îi pun numele. Mai bine două țigări. Băieți, da? Eu am o întrebare. De ce în toată povestea asta am cele mai de căcat roluri? Înainte am născut, m-a durut ca dracu. Acum sunt un bebeluș căcat pe el. Care-i faza? Bă, fumează morcovul. O să vezi. Dă bă o țigară adevărată. Bă, fumezi morcovul. Morcov. Părinții au venit la bebeluș și au scris frumos aici și numele alese. Adică numere bune, da. Și apoi a zis, Dumnezeu, ce nume să alegem? În momentul ăla, chestia asta s-a învârtit și scria Vlenkel. Doar că părinților nu le-a plăcut Vlenkel, așa că au numit-o albă, ca zăpada. O să-ți că locul ăsta... Locul ăsta... Păi cine... Dragoș? Dragoș, ăla nu era pentru bebeluș? Era, bine zis. Acum vom cotrobăi și noi printre lucrurile astea. Uite-o zongânare. Salut băieți, dar ce zăpadă albă? Că nu înțeleg, că m-am bișat pe ea. N-ar trebui să fie galbenă ca zăpadă? Bă, Misus, ți-am spus, frate, să fii atent la toate chestiile astea, frate! Bă, ți-am zis să nu streci povestea, să fii atent, să stai în rolul tău! Trebuie să ne grăbim, mai stricat de tot povestea. Următoarea amintire!
Ah, pădurea. Partea mea preferată din poveste. Haideți să vă explic mai pe scurt. Anii au trecut, iar fata a crescut. Din ce în ce mai frumoasă. Atât de frumoasă încât nu prea putea să-și facă prieteni. Așa că singurul loc a ei de relivă era pădurea. Atât de frumos cânta, încât o pădure întreagă strângea la concerte ei K-pop. În pădurea asta, chiar aici, se vor întâmpla faptele. Chiar aici va veni ea. Chiar aici o vom auzi. Chiar aici va fi iubirea. Chiar aici. Mai bun, dar noi de ce suntem iepuri? Trebuia să mă las să-mi termin discursul. Dar nu contează, fiți atenți. Deci voi sunteți iepuri pentru că voi sunteți animalele din pădure, înțeles? Deci hai să vă explic. Când ea face concerte, toate animalele pădurii se strâng. Adică o să fie valea asta plină de animale. Și noi va trebui să o alăturăm și să vedeți povestea cum e din ochii unui animal, așa că de-aia v-am făcut iepuri. Nu contează. Deci fiți atenți. Planul e așa. Eu o să încerc să cânt. Iar voi trebuie să vă duceți la ea. Să fiți drăguți cu ea, da? Înțeles? Eu am o întrebare, Dacă sunt iepuri, da. Pot să mă caloc biluțe? Și după aia le punem în Nesquik și îi dăm să bea. Da, bă! Bă! Bun, acum prefăceți-vă ca iepuri normal. Dacă o vedeți acolo mai în spate, vine. Hai pa! Eu mă duc după copac să mă uit. Ce face un iepure normal? Țopăie! Nu pot să țopăie! Mă dă picioarele. Bă, nu știu, bă, dar tu zici că ești handicapat, bă, uite-te la tine cum arăți, bă, să lipsesc 3 dinți și îți ies ochii din cap, bă. Oh, ascultă-mă pe mine, bă, ochii albaștri, ochi de ocean, ce să spune. Bă, eu am ochii bulbucați, bă, uite-te la tine, bă, turbatule, bă, zici că te-am mușcat 7 câini, bă. Bă, tu ai strună, ai strungă între dinți. Bă, și tu la fel, bă. Bă, vă dați seama că arătăm toți la fel, nu? Bă, hai, gata, haide. Haideți să vedeți că vine. Bă, vine, haideți. Cine vine? Alba ca se poate, bă, hai. O, într-o zi voi lua toate diamantele, le cumpăr pentru tine, le cumpăr că merit, toată dragostea s-o simt, toate diamantele, le cumpăr pentru tine. Le cumpăr că merit. Toată dragostea s-o simt. Iubirea mea. Mea. Îți cumpăr planeta și-ți dau planeta. Vergheta. Vergheta. Bă, ce cuștoar cu asta, bă, de cânt așa, băi, sunteți nebuni. Bă, strici povestea, bă, trebuia să... Bă, ce faceți? Ești o ștoarfă, dar strică povestea. Da, uite, bă, ușor, stop, hopa. Ușor, bă, sunteți nebuni, mă, uitați-vă pe asta cum cântă, mă. Mai ușor, că, bă, sparge din panele. E ruptă, bă, nici nu mai poate să vorbească la cât oxigen consumă. Moartă cu totul, bă. Mie mi-a plăcut. Tu ești rupt, la fel. Sunt în gură. Ah. Hai, mami, linge-mă cum n-ai mai lins în viața ta. Ce ochi gustoși ai. Vedeți, băieți? Așa-i când ești șmecher, dar voi ce să știți? Sunt prea frumos, au roșit și fata la față. Sunt frumos, sunt ochii bulbucați. Așa, linge-mi ochii bulbucați. Tu cred că ești mort. Cu tine n-am ce de face. E mort după tine, mami. Toate diamantele le cumpăr. Băieți, am scăpat de balaur. După ce aceasta albă ca zăpada se simțea singură. Bă, stai așa, bă. Da. De ce Milinge a rămas încă iepure? Păi, băieți, m-a lins așa de bine încât eu aș mai face odată. O mai găsesc acolo? Bă, Milinge, stai doar puțin așa. Deci după ce albă ca zăpada se simțea singură, mereu se retrăgea în căbunța ei, unde își trăia viața, unde plângea în fiecare zi, unde se simțea trist. N-avea cu nimeni cu cine să stea. Doar în suci. Stai urea că are SMS, are Facebook, ceva? Nu. Aș vrea să mai apelez. Deci e singură, nu? Lasă că o rezolvă băiatul. O rezolvă băiatul. Știi cum îi se mai spune? Domnul rezolvă singurătatea. Dacă vrei, poți să o rezolvi fix acum. Intru peste ea? Stai.
ca să intri acolo, trebuie să zici parola secretă. E o parolă foarte grea, foarte complexă. O să vă arăt. Veniți după mine. Milinge e parola. Nu. Trebuie să șoptești ușor prin ușă ca să te poată auzi. Fă-l! Deschide ușa! Ok, probabil că plânge. De-aia nu deschide. Mă duc. All I do is win! 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 Up and down! And down! And down! Am aici măsuța mea! Dar ce e aici? Nu sugi! M-a murit albă ca zăpada. Acum e șansa noastră, băieți! Bă, băi, dar nu vrei și voi o bucățică? Acum cât e proaspătă, că după aia știți cum e. Na, treaba voastră. Bă, dea cu capul de masă, mă. Bă, ușor, ușor, ca dea cu capul de masă, mă. Da, dragii mei, se pare că Albă ca Zăpada a avut o problemă cu masa, nu s-a înțeles foarte bine. Dar dacă vreți continuare să vezi cum o salvăm pe Albă ca Zăpada, dacă o salvăm. Nu uitați de like, share, subscribe. Și verificați foarte frumos acolo toate link-urile din descriere. Băbuiți butonul de like, altfel o să mor. Bine, pa! Verificați acolo în descriere. Toate canalele le dau subscribe-urile, le dau și like-urile și comentariile. Oh, și comentariile.